Dragi colegi, țin să recunosc că am avut primele discuții cu domnul ministru, eram într-o deplasare când dumnealui mi-a expus o idee în privința parcurilor IT. Am dezvoltat, că am avut timp să zburăm vreo 10 ore și am dezvoltat acest subiect și mă bucur foarte mult că s-a regăsit deja într-un act normativ. Republica Moldova are cu multe cu ce să se laude. În același timp, Republica Moldova trebuie să-și găsească locul ei în regiune și, de ce nu, și global. De câteva ori am avut ocazia să dau exemplu unei declarații făcute de prim-ministrul Estoniei, dacă nu greșesc, la acea oră, la o conferință în Statele Unite ale Americii, când se prezentau țările. Dumnezeu a ieșit așa mai timid la tribună, s-a prezentat ca fiind din Estonia. Mare lucru nu a remarcat nimeni, probabil de peste ocean se știe, sau de pe mări și oceane se știe mai puțin despre Estonia. Și atunci când dumneaei a remarcat, în schimb, că e țara unde a fost inventat și s-a dezvoltat Skype-ul, atunci toți au început să aplaude. Republica Moldova trebuie să găsească o anumită nișă în dezvoltare, trebuie să găsească un anumit domeniu în care să fie revoluționar. Noi nu avem foarte multe de ales. Noi ne putem dezvolta foarte bine în agricultură, datorită faptului că avem pământuri foarte bune și de foarte multe ori Dumnezeu e alături de noi atunci când ne acordă și timpul sau vremea potrivită. Dar trebuie să venim cu foarte multă muncă și cu acte normative, ceea ce am început noi și ieri să facem prin pachetul agricol, ca să aducem acea agricultură la tehnologii înalte și să avem valoarea adăugată pentru produsul intern brut și pentru economie și pentru dezvoltarea țării. Iar un alt domeniu, care poate e mai ușor a fi dezvoltat decât agricultura sau altele și prin care noi ne putem remarca, sunt tehnologiile informaționale. Atunci când vorbim despre tehnologii informaționale, cel care e în domeniul respectiv are nevoie de câteva chestiuni. Foarte simplu. O priză pentru curent electric, un calculator bun, o viteză de internet bună și pe cineva care stă în fața acelui calculator cu pregătire deosebită în domeniul respectiv. Și dacă noi le avem pe astea și ușor poate să le realizăm sau se realizează, apare o altă problemă pe care foarte greu o depășim. Și aici vorbim despre impozite și bariere administrative. La ora actuală e ușor să dezvolți o afacere în a o porni. Ați înregistrat companiile. Cât de cât noi ne-am dezvoltat binișor, că dacă nu greșesc, chiar în 2 zile putem să înregistrăm o companie și am impresia chiar și electronic, fără să te mai deplasezi foarte multe. Dar închipuiți-vă, odată ce există o companie, unii dintre voi ați fost în domeniul afacerilor sau aveți relații în domeniul afacerilor. Ce se întâmplă? Se încep vânzările, după care începe contabilitatea. Contabilitatea, situație financiară, deducerea cheltuielilor, care cheltuieli sunt deductibile, care cheltuieli nu sunt deductibile, calculul salariului, impozitele sociale, contribuțiile medicale, deprecierea. Ieri vorbeam despre 28 de pagini de depreciere. Republica Moldova nu este în lista primilor țări la tot ceea ce înseamnă administrarea fiscală. Și atunci când faci toate procedurile respective, chiar dacă avem o impozitare ca atare destul de atractivă din punct de vedere al ratelor de impozit, apar cei de la fisc sau de la alte 10-15 instituții și încep. Ai calculat bine cheltuieli deductibile? Le-ai dedus pe ele care trebuie sau nu? Apare corupția. Dacă se uită mai atent la tine cu niște ochi mai intens și o privire mai intensă. Ai depreciat bine sau n-ai depreciat bine? Și acum închipuiți-vă că tragem linia și ștergem absolut tot ceea ce este la ora actuală. Și venim cu o altă metodă revoluționară, așa cum a fost menționat în această sală și cuvintele astea au fost remarcate de câteva ori și în ședințele de guvern atunci când, vă spun sincer, erau dezbateri în contradictoriu în ședințele guvernului, mai ales cu Ministerul Finanțelor, care, bineînțeles, este greu să accepte ceva mai deosebit. Dar dacă noi nu venim cu ceva extraordinar și deosebit, noi nu vom atrage atenția altor țări, altor regiuni sau investitorilor. Și acum închipuiți-vă în felul următor.
Există o afacere, avem acea priză, calculator, viteze de internet și acel cineva care se dezvoltă în domeniul IT-urilor se înregistrează într-un parc virtual și este impozitat la sfârșit de lună, trimestru, an, cum vreți, doar cu 7% din vânzări. Când luăm ca bază doar vânzările, sunt importante doar facturile de vânzare. Nu mai contează cheltuieli deductibile, nedeductibile, deprecieri și restul. Doar vânzări. În schimb, în spatele lui stă un administrator de parc virtual. Preferabil nu oameni, dar un soft care primește toată informația de la acea companie, inclusiv, doamna Dominte, numărul de oameni angajați, vechimea în muncă, stajul, absolut tot. Și acel administrator împarte deja suma primită, contabil și fizic, pe toate restul conturilor care sunt trezoriare. Că este vorba de taxă locală, că e impozit pe venit, că este vorba despre asigurări sociale, asigurări medicale și restul. Știți ce apare? Mai bine zis, ce dispare? Necesitatea ca să mai fie controlată acea persoană juridică, acea afacere. Nu mai avem nevoie de un inspector fiscal sau alt inspector să vină să verifice ce? Facturile de vânzare? Poftim. A vândut de 1 milion, a plătit 7%. Atât. Nu are cheltuieli deductibile, nu are deprecieri, nu are absolut nimic. Dispare elementul corupției. Da, este o chestiune nouă care în unele state există, fiindcă e un alt sistem de impozitare. Nu se impozitează impozit, nu există impozit pe profit, dar există impozit pe vânzări. Dar noi avem nevoie să încercăm un alt model. Și dacă el va funcționa, așa cum ați menționat dumneavoastră, domnul Kobzac, poate îl multiplicăm și la altele. La ora actuală, domnul ministru Filip spunea că probabil tehnologii informaționale ocupă până la 1 sau 2% din produsul intern brut. Sunt cât 90 de mii de oameni sau 9.000 de oameni implicați în sistem. Avem nevoie să venim cu o formulă nouă, cu un model nou, în așa fel încât să revoluționar să creștem. Republica Moldova are posibilitatea printr-un astfel de model să se facă cunoscută, așa cum v-am dat exemplul Estoniei la începutul discursului. La ora actuală există în Republica Moldova mai puțin, dar în întreaga lume, mai ales digitalizată și tehnologizată, există vânzările electronice. Mari portaluri ca eBay, Amazon și multe alte vând foarte mult. Miliarde de euro și dolari stau în spatele acestor tranzacții. Vă aduc la cunoștință că în baza tratatelor internaționale și a practicii internaționale, impozitarea companiilor care fac comerț electronic are loc în țara unde sunt serverele plasate. Haideți să facem în așa fel încât să avem o legislație atractivă ca Republica Moldova să-și plaseze serverele, toți giganții mari sau mai puțin mari, și să aducem foarte mult capital și foarte multe investiții în Republica Moldova. Proiectul de lege nu e perfect. În lectura a doua urmează să se lucreze la mai multe mecanisme și mai mult ca atât, la acest proiect de lege trebuie să vină cu un pachet suplimentar de alte acte normative și regulamente cum funcționează un astfel de parc virtual, care nu a mai existat în Republica Moldova, și cum sunt administrate în mod special calculele și alocarea plăților ulterior în tot felul de alte bugete. Este adevărat, nu e perfect la început, dar trebuie să încercăm, trebuie să depunem efort în așa fel încât la începutul sesiunii viitoare să avem un proiect de lege și să arătăm un prim semnal că știm să gândim altfel, știm să venim cu soluții extraordinare, revoluționare, în așa fel încât să se dezvolte Republica Moldova și economia ei. Vă mulțumesc foarte mult!